Sute de gorjeni au fost amendați de Direcția de Sănătate Publică Gorj pentru că nu au completat formularul digital de intrare în România. Cum în perioada sărbătorilor de iarnă, cetățenii au venit acasă în număr mare, măsura a fost impusă de autorități pentru a păstra o evidență a celor veniți din străinătate. Inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj au aplicat 428 de sancțiuni contravenționale persoanelor care nu au completat formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în țară. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la suma de 1.284.000 de lei. Începând cu data de 20 decembrie 2021, formularul trebuie completat în platforma plf.gov.ro de către toți cetățenii care intră în România indiferent de mijlocul de transport și calea de intrare.